cântărețele mele preferate de operă le pot împărți în două grupuri. Sunt cele pe care le ascult din plăcere și cele pe care le ascult pentru a învăța de la ele. Pot să menționez că în momentul de față este foarte cunoscută o cântăreață de operă, Elina Garancia, care pentru mine reprezintă un fel de model de forma sunetului, de prezență scenică. Da, pot să zic că ea este în momentul de față. Însă sunt mai multe, sunt foarte multe, sigur.
Este o artă completă. Cuprinde scenă, actorie, muzică, text, totul. Este foarte atractivă. Întotdeauna poate fi la modă, întotdeauna poate fi adaptată publicului, epocii, scenei, ocaziei. Și eu și iată venim din țările, din două țări diferite în care opera nu este foarte la modă. Ziua, konnichiwa. Mulțumesc. Arigato. Cu plăcere. Doitashimashite. Aishiteru. Te iubesc. Mulțumesc suficient. Să vin acum. Dar vă zbat de bine asta. Cea mai bună parte. Onga kwa watashi no jinsei desu. Muzica este viața mea. Pot să zic că este cea mai frumoasă parte a concertului atunci când știm că a trecut totul cu bine și oamenii vin cu zâmbete la noi și mai aduc și flori. E foarte frumos și e un sentiment de mândrie, pot să zic. Pentru că noi, artiștii, suntem obișnuiți cu singurătatea. Precum o perlă se formează în adâncimile mării, așa și artistul se formează în totală singurătate. Amor, amor.
corp confiscat ideologic, există un corp politic, există corpul muncitorului de tip marxist care are numai substanță economică, există un corp redus la sexualitate care balansează între Eros și Thanatos al lui Freud, un corp care este devastat de toate curiozitățile scormonitoare ale unei psihanalize care nu mai are repere și nu mai are limite. Există un corp fugărit, există un corp mutilat chiar de sportul de performanță, în care performanța nu mai răsărea ca în Grecia antică și era legată de munca cu zi cu zi, ci devine un lucru de anormalizare, sportivii care se dopează, care trăiesc din anabolizante, femei care iau hormoni, testosteroane și care mutilează într-un fel grația corpului feminin. Să nu uităm emanciparea femeii într-un mod prost. Feminismul a ruinat feminitatea. Feminismul tinde către un unisex social. Corpul politic se poate exprima astfel în România de astăzi, România contemporană. Spuneam undeva într-un interviu că acest corp politic al României contemporane seamănă cu corpul vrăbiuței care a ieșit dintr-o cușcă și a intrat într-un laț. Cușca de tip ideologic, de tip comunist, a creat o fiziologie a corpului obișnuit cu zăbrelele, obișnuit cu paznicul, obișnuit cu nu numai cu cenzura, cu autocenzura, un corp inhibat al vrăbiuții în cușcă. Mai tragic decât lucrul acesta, corpul politic al românului trăiește amăgirea libertății, pentru că din cușcă a nimerit în laț. Lațul îți permite o anumită zonă de zbor, dar după care zborul este frânt. Și iată că românul își trăiește zborul frânt, visul frânt, visul unei libertăți în permanență amânate. Putem vorbi de un corp zdrobit al României politice de astăzi și nu numai un trup al românului care este degenerat prin această libertate care de fapt este falsă. Un control social, un control politic care duce până la cipizarea, fenomenul de cipizare a corpului uman, până la buletinele și cardurile biometrice, care înserează în ele date care afectează intimitatea omului ca persoană. Suntem amenințați din toate părțile astăzi să ne pierdem identitatea persoanei. Corpul astăzi nu mai este trup. Corpul astăzi este un câmp de cercetare. Știți cum se spune? Haina îl face pe om. Pe om l-a făcut Dumnezeu. Fiul meu, când avea 5 anișori, am mai zis-o la televizor, s-a scoat în popou așa și m-a întrebat: tata, pe om l-a făcut Dumnezeu sau se trage din maimuță? Și am zis: bă, pe om l-a făcut Dumnezeu, dar sunt câțiva din maimuță, ți arată tata mâine la teatru. Deci, asta este una. Doi, deci unde? Haina l-a făcut pe om. Sigur că trebuie să fii îmbrăcat decent, cum zice Cehov, la om totul trebuie să fie frumos. Dar nu poți să o localizezi, nașterea și existența și prezența lui în haină. Și atunci o să vedeți dumneavoastră un refuz creștin genial. Iarna lui 1993, Dan Puric, într-o mașină supraaglomerată, își ducea copilul la grădiniță, care ajunsese bidimensional, era frescă. Era așa. Nici hoții nu furau, că îi fură după 10. N-aveau unde să bage mâna. Deci eram toți așa. O masă în formă de proletari, zăpadă, nu știu ce, el cu jucăria în mână stăteam așa. Lângă mine, agățată de o bară, era o băbuță, cu o vârstă nedefinită, între 99 și 110. Stătea așa, înțăraca, cu un par de siu murdar de petrosin, în stare de letargie, parcă venea din Cretacic. Așa. Stătea nemișcat, era genul care se duce până la capăt, se întoarce, doarme, era așa, de ale noastre. Și am ajuns mai în spatele ei. Și mașina mergea așa, monolit. Monolit. Dom'le, și la un moment dat s-a întâmplat un lucru revelator pe care mi l-a arătat Dumnezeu ca să spună: Puric, dragă, nu haina îl face pe om.
Și în 93 a oprit un jeep, vă dați seama cine avea atunci jeep. Acum, mă rog, mai are și omul normal, atunci un securist din ăsta care ne-a furat și ne fură în continuare, își lasă un jeep. Și din jeep a ieșit o paparudă în blană, zis, nenorocitul dracului, na! Și cu pantofi mergea așa, ca o lăcustă, spre mașină. Și unde se ducă? Că taxiuri nu erau, era viscol, a intrat în guvernul proletar. Cu blana ei de nurcă, cu Anaisul, Givenchy pe ea, se lupta cu proletarii. Și a urcat, rujată, toată aranjată, domnule, și a ajuns lângă Băbuța. Și Băbuța atunci a reactivat. S-a scoat din somnul ei din Cretacic și a făcut așa. Du-te, dracu, cu blana asta că mă murdărești în ultimul hal. Nu făcea nicio concesie. Eu știu cine este. El era cineva. Nu era ceva. Există un corp dresat și există un corp autentic. Când eram la Teatrul Național de Crăciun, pe lumea elaltă, o sală cinușie de oameni cinușii care au venit la sărbătoarea pomului de Crăciun. Au avut 1000 de părinți. Oligofrenizați toți. Stăteau un brad acolo care era, nu mai era la Moș Crăciun, era la Moș Gerilă, vă rog să rețineți, care mai avea așa niște beculețe, un Moș Gerilă depresiv, nervos, cu barbă făcută de vată ieftină, și copii care învățaseră torturați acasă de părinți poezii și care veneau așa. Și părinții urmăreau această linie, pentru că și ei făceau ce se făcea de sus. Era dresura asupra copilului. Învățatul poeziilor cu sila și schingiuirea, mutilarea corpului. Și Moș Gerilă întreba, câți anișori ai? Și a zicea, 6. Ne zici o poezie? Da. Cățeluș cu părul, crețelul, încă o și se jură, când a prins cu părul, asta, aplauze, jucăria, pa. Și au intrat 5. Câți ani ai? 8. Da. Și la un moment dat a intrat lacrima lui Dumnezeu, care nu făcuse nici institutul de teatru, n-avea nici carieră artistică în spate și care ne-a pus pe toți să scoatem maculatorul, inclusiv pe Dan Puric, aici prezent. Era o minune de vreo 5 ani care pășea cu o fragilitate fantastică, cu teamă. Nu știa unde este. A văzut capetele alea care se uitau, l-a văzut și pe ăla, s-a speriat. Această apropiere era vulnerabilitatea creștină pe care noi o avem și pe care o pierdem prin dresură, nu prin educație. Și l-a întrebat Moș Gerilă, câți ani ai? 5. S-a și speriat de propria lui vârstă. Zice, ne zici o poezie? Da. Și s-a întors și ne-a trăit. Și a zis, vezi? Rândunelele se duc, se scutur frunzele de nuc și a început să plângă că nu mai știa și l-a întrebat pe Moș Gerilă și ăla pentru prima oară în viața lui a devenit responsabil. Nu știa, s-a întors și au curs două lacrimi și a zis și noi toți din pasivitatea aia cretină, am devenit, dom'le, nu cine știe cineva versul, că moare la pe scenă. Dom'le, moare ăla pe scenă. Nu știam. Și el singur și-a adus aminte și păsările s-au dus și toți. Oh. Țineți minte ce vă spun, era trupul încă nemutilat al neamului. Așa fenomenul ăsta trebuie să se întâmple în România. Ăsta este trupul neîntinat. Și a zis, și ce faceți? Știți voi? Eu atât am învățat. Și uitarea, și accidentul, și gafa este cel mai autentic. Ăsta sunt eu! Ăsta sunt eu, popor român! Ăsta sunt eu, popor bulgar, ăsta sunt eu, popor polonez, cu de toate. Dar mă arăt așa. Acest copilaș denunța fragilitatea și nepoluarea trupului creștin. Hristos n-a dresat pe nimeni. Ne apropiem încet de ceea ce se numește trupul neamului. Trupul neamului nu este egal cu corpul națiunii. Corpul națiunii
depinde de istorie. Este copilul timpului, nu neamul. Neamul este copilul lui Dumnezeu și se raportează la veșnicie. Ne apropiem de trupul bisericii, identificând trupul neamului. Din zona creștină, trupul meu nu mai este corp de mult, prin trupare, prin dăruirea acelui că sunt cineva. Vă rog să sezizați următorul lucru. Eu am numit schimbarea de fiziologie. Toate exemplele pe care vi le-am dat ca să surprindeți prin povești mutilări ale corpului și ale trupului românului și ale omului. De ce nu? Știți că la teroarea inumană a istoriei, precum și la revoluțiile făcute în numele umanismului, fărâma asta de popor a rezistat prin omenie. Omenie este o categorie ontologică care nu suportă covertura nespălată a ideologiei. Omenia este darul lui Hristos. Și o să vedeți o fiziologie schimbată în perioada comunistă. Eu am zis așa, firea omului, natura, sub firea lui, călăul, delatorul, care sunt și acum prezenți, și peste fire. O nouă anatomie, dar mai mult decât o nouă anatomie, o nouă fiziologie. Ochiul. Ochiul este făcut să vadă, să se bucure, să se bucure de ceea ce vede. Firea, darul Dumnezeu, natura, să le văd pe cele văzute și să mă bucur de ele. Mai faceți un pas și intrați în pușcării și în urma torturilor, bătăilor inimaginabile, inumane, o să vedeți cum coboară trupul hristic. El a coborât, cum a văzut Radu Gir. Hristos a fost la mine în celulă. Noi nici nu știm că a venit. Nu mai așa a putut să reziste poporul ăsta. S-a întrupat din nou, s-a înomenit în ei. De ce? Pentru că ei au început în pușcărie, dacă citiți, dacă aveți curiozitatea și mai ales la tineri, fac apel. Au început să vadă cele nevăzute. Au început să spună cele de nespus. Au început să audă în termen de negrăit, un alt auz, un alt ochi, o altă fiziologie a martirului. Urechea, ca să aud, să mă bucur, s-a transformat în ureche de spionaj. Du-te la martir și ai să vezi că este urechea, ce spuneam, aude cele de neauzit, cele de dincolo. Este o altă substanță. Toate cărțile de memorialistică sunt mărturisiri a unei naturi hristice câștigate fundamental. Mâna, zicea Anaximandru, suntem înțelepți pentru că avem mână. Și Aristotel zice, nu, avem mâna pentru că suntem înțelepți. Cât de mult s-a bucurat grecul care iubea natura de lucrul ăsta. Pentru omul firii, mâna este obiect de creație. Pentru călău este obiect de tortură. Pentru martir este punte de rugăciune. Gura care spune, gura care toarnă la securitate, martirul este gura care se roagă, care murmură. În închisori s-a descoperit, s-a redescoperit ceea ce spune în Pateriște, în cărțile sfinte, lacrima. Lacrima de suferință era fereastra pe care ei îl vedeau pe Dumnezeu. Recuperarea, refacerea acestui corp bolnav se face așa. Din punct de vedere social, nici măcar nu mai există profesii, breze. Toți marii profesioniști au fugit. Copiii noștri și tineretul fug din 10-9 pentru că își dau seama că n-au câmp de manifestare. Și atunci, ca instanță socială, ca urgență se cere o reprofesionalizare a României, a meseriei. Dar o reprofesionalizare care nu se face tehnic, se face pe suport de conștiință. Știți cum a zis Carol I? La universitate au ieșit profesori, zis, majestate, vă vom da specialiști. Și am zis, n-am nevoie de specialiști, ci de conștiință. Știa ce spune. Deci actul acesta de conștiință, da, ăsta este pasul, dacă vreți așa, social.
Dar ca acest neam să se refacă fundamental și nu numai să se refacă, să devină puternic, nu trebuie decât să facă un pas în față, care este spre memorie, să-și ia capitalul de putere, ca să arate omul cu poveste nu poate fi ucis. Omul fără poveste, am zis, poate fi făcut zop într-o fracțiune de secundă. Ia-ți aliat trecutul tău care este în tine. Ava Dorotei. Ava înseamnă sfânt. Pe semne că undeva prin pustie a făcut un cerc așa. El dă soluția. Un cerc. Și cercul ăla a zis, asta-i lumea. Iar aici, în centru, este biserica, credința, liturghia. Omul plecând din biserică spre lume, se îndepărtează unul de altul și devine ai lumii. Omul venind din lume spre biserică, se strâng în substanță hristică, unul lângă altul. Se reface nucleul. Comuniunea creștină nu înseamnă mulțime. Mulțimea este stupidă. Mulțimea poate să se transforme de ani de zile în bazine electorale, în stupidități. Comuniunea creștină are în ea persoana. Comuniunea creștină nu lasă să se întâmple accidente. Mulțimea distruge, mulțimea face revoluții, comuniunea nu. Ca să ne răcurim puțin mințile, după arcul ăsta voltaic, vreau să vă spun de trupul politic care poate să funcționeze amăgitor și pervers. O ideologie seamănă cu o beție. Ești incontrolabil. Reflexele tale au fost anulate. Asta este o ideologie. Este, cum zicea Titu Maiorescu, beția de idei, asta este beția întregii ființe umane, în care tu ți-ai dat credința, ți-ai dat inima și te duci după o idee. Aia este devastatoare. Omul sub această idee devine vulnerabil. Ca bețivul de la Botoșani, v-am zis, este genial. Am văzut un bețiv care era făcut zmangă și a vrut să se pierde. Întâi s-a centrat, avea ceva de luptat. Era lupta de clasă și a băgat pieptul în cap și a făcut așa. Porma l-a pus așa și porma așa și a stat așa. Te duci unde vrea ea. De-aia zice monahul, fii întrez vie, fii treaz, fii autentic. De asta îi doare păște. Îi doare îngrozitor dacă se mai naște câte un copil din ăsta sau un om din vârsta care zice, nu este așa. Păi cum nu este așa? Adică chiar noi cu tăvălugul și tu o iei în razna? Da. Pentru că eu am de făcut o mărturisire. Îmi aduc aminte de o chestie extraordinară. Am fost în Coreea de Nord. Doamna este nemaipomenit. Pe vremea lui Kim Il-sung. Și am văzut prima demonstrație din viața mea. Era Festivalul Internațional al Tineretului. Eu plecasem să fac pantomimă. Nu deranjam pe nimeni. Și plimbându-mă pe stradă, am văzut ceea ce puteam să văd la mine în țară. O demonstrație. 6 olandești care zicea, jos dictatorul, jos comunismul. Și nu știam ce să fac, să plec sau să rămân. Zic, dacă plec, m-au văzut, dacă rămân, mă văd. Eram distrus. Și tot întrebându-mă așa, am mai văzut un grup de români și de tovarăși din ăștia mai burtoși din delegație și până alții care au venit. Dom'le, ce credeți că au făcut? Este un lucru extraordinar. N-au chemat patrule, poliție sau nu mai știu ce. Fiți atenți cu corpul, cum se lucrează. Au chemat vreo 10 autocare cu dansatoare coreene tradiționale. Care s-au dat jos 5.000. Și-au ocupat piața și au început să facă dansuri. Și am vrut să ies. Și când să ies am dat tina, și iar o dată să-i fi văzut pe burtoși iar din ce cum erau tina, trei ore pa, sina, așa am ajuns acasă. Eram distruși prin învăluire se. Există un corp social. Există în sociologia contemporană o clasificare. Și dumne, prima formă de organizare a noastră este una cu dublă filiație. Omul este și de naștere pământească, dar și de naștere divină. Ca atare, pe sistem piramidal,
tatăl, părintele, este capul familiei și sus este rege. Era de tip piramida. Asta se numește ordinea încorporării. Când exista un corp, în clipa în care s-a decapitat regele, totul a căzut pe orizontal. Și a devenit ordinea reprezentării. Adică îl punem pe Nea Fane pentru 5 ani să fie președinte. Pe Nea Gigi, de asta e și scandalul. Bun, dar Nea Gigi nu-i bun, ne-a promis asta. Dar Nea Fane nu e adevărat. Și asta este, cum să zic, mișcare brăuniană pe orizontală în continuu cu scandal public tot timpul. Este ordinea reprezentării. Trupul modern, trupul de astăzi, nu mai este trupul de care v-am vorbit. Trupul de astăzi este amenințat. Trupul de astăzi este speriat. Trupul fizic. Sunt eu trupul. Eu trupul acum. Trupul escatologic al învierii, nu mai există. Este trupul acum. Tu, trupule, îngrașă-te, mănâncă. Medicina, cu forța ei puternică din ultimii 20 de ani, devine mai mult o agresivitate asupra trupului. Există și descoperiri medicale extraordinare. Există progrese nemaipomenite. Dar datorită unui excedent și datorită unui ruper de echilibru, ea devine o forțare. Omul se teme de noile puteri ale medicinei. Nu vedeți că bioetica nu mai face față? Trupul care în viitor va avea bănci de date genetice pentru schimbarea organelor, pentru că spre asta se merge. În caz de accident, în caz de boală, se schimbă totul. Stomacul, mai ai același trup în timpul vieții? E același trup sau este trup cu piese de schimb? Transferul de organe la oamenii bolnavi. Sunt noi întrebări care se pun, pe noi paradigme care se pun și la care trebuie să răspundem. Și înainte de plecare, am să vă spun ceva ca să plecăm senini, că așa a zis Iisus, bucurați-vă, n-a zis întristați-vă. S-a făcut un mic spectacol în care am fost cu Gică Petrescu, Dumnezeu să-l odihnească. Era genial. În sala de 300 de locuri erau 6 băbuțe degerate. Și zic, Neagică, sunt 6. Impecabil. Noi nimic, le cântăm. Și eu m-am dus să fac pantomimă, n-a înțeles nimeni nimic, pentru că la un moment dat muzica a fost așa. Și când m-am uitat în culise, era sunetistul care căzuse cu capul pe asta, din cauza că consumase mai mult alcool, era așa. Și a venit Neagică, era un frig colosal, și a zis, frigul îngheța fața, îngheța cuvintele. Și atunci am văzut cea mai superbă pantomimă. A zis, s-a dus toamnă după toamnă și acum toate dumneare de primăvară. Hei, la la, și s-a speriat toate babele și erau să fugă. La 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 la. În final am să vorbesc de trupul demnități. M-am dus la Arsenie Papacioc, care e atât de mic, la părinte. Și stătea așa micuț, ca să vă explici cum vine cu smerenia asta, că smerenia nu înseamnă anestezie generală. Stătea mic așa și le vorbea la vreo 5-6 cucoane care se măritaseră de 4 ori și mai vorbeau de 5 ori. Și el zicea, smerenia este scară spre Dumnezeu. Și la un moment dat intră brusc doi derbedei din ăștia și zic, Bărinde, dă-ne bre, bani pentru bere, că ești purata, că plecăm. Am dus așa, din monah, o privire carpantină așa. Și a zis, lăsați-mă acum în pace, v-am dat bani dimineață, am treabă. Jigodia n-are bun simț. Dă, părinte, să plecă rata, acum eu vreau cu banii să plecăm așa. Și atunci părintele de 1,20 m a devenit uriaș, uriaș! Și a zis, bă, la mine în casă îmi faci tu legea, afară! După care a zis, smerenia este tare.